Când s-a declanșat scandalul Lewinsky, toată lumea a văzut în Hillary Clinton o victimă. Atunci când a devenit secretar de stat într-una dintre cele mai puternice democrații ale lumii, lumea a văzut în ea o învingătoare. O femeie puternică este și mai puternică atunci când nu-i stă în cale un bărbat slab. Dacă ar fi fost prima doamnă, doamna Bilă și-ar fi petrecut timpul cultivând legume în curtea Casei Albe ca Michelle Obama sau redecorând interiorul imensei clădiri ca Jackie Kennedy. Ar lupta pentru dreptul la vot al femeilor ca Helen Taft. Ar călători prin toate țările lumii și ar învăța pe copii să citească, așa cum a făcut Laura Bush. Sau pur și simplu și-ar petrece timpul salvând planeta și oprind războaiele începute de soț. Marea doamnă a Casei Albe și-ar petrece timpul cultivând legume, dar în cazul anumitor doamne nu este nevoie să cultive legume pentru că ele deja sunt. Pornind de la premiza parteneriatului, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică, dar și viceversa. E perfect valabil. Ăsta e profilul manechinelor. Ele spun că ar vrea să aducă pacea, sunt pasionate de grădinărit, de... Dar până la urmă, așa îi stă bine unei femei, pun. Să aibă grijă de casă, în jurul casei, câtă vreme bărbatul, cum am spus mai devreme, e la vânătoare. La tine se cred că și în spatele unei femei puternice stă un bărbat slab, e posibil, dar și în spatele unui bărbat puternic să stea o femeie slabă. De curând, mi se pare că s-a dat o lege prin care nu mai ai voie să-ți bați nevasta de niciun fel și poți face reclamație la un număr de telefon, iar individul chiar e dus la poliție. Eu am senzația că degeaba a fost legea asta, pentru că în continuare am mai auzit povești de femei bătute care nu au reacționat în niciun fel. În fine, nu mă bag în casele lor. Bărbatul e cu sulița, femeia e cu grebla. La cel mai înalt nivel, stai așa, la nivelul Casei Albe chiar. De ce n-ați băgat-o și pe Condoleezza Rice aici? Care ea era cu sulița. Păi, sunt curios chiar, nu știu nimic de bărbatul. Cine era bărbatul Condoleezzei? Sunt unele care chiar salvează planeta și nu aruncă gunoiul pe geam, îl duc la ghenă. Felul ăsta e un pas înainte spre civilizație. Cu ocazia filmului ăsta extrem de siropos, dedicat lui Margaret, doamnei de fier, Margaret Thatcher, putem zice și Margarete, de fapt, da? S-a văzut că bărbatul, în cazul ăsta, era elementul de echilibru. Ea era aia cu sulița, iar el era ăla cu grebla.